Dacă am putea să începem într-o scurtă prezentare, cine sunteți, cu ce vă ocupați? Ok, deci eu sunt Bianca, sunt vice team leader non-tehnic în cadrul echipei de robotică High Five Robotics. Ei sunt colegii mei. Eu sunt Iordache Alexandru, mă ocup de partea de programare din echipă. Iar eu sunt Popescu Alexandru, mă ocup de partea de 3D design și mecanică. Foarte frumos! Dacă îmi permite să întreb, cu ce vă ocupați? De ce ați venit aici la Atlanticron? Pentru noi Atlanticron este mult mai mult decât un simplu proiect de vară. L-am asimilat ca pe oportunitate de a le arăta celor din jur și aici ne referim și la copii, pentru că am avut foarte mulți participanți la atelier cu vârste până în 10 ani, dar și la adulți sau tineri, că robotica merită să capete amploare și la noi în țară și că există multe, dar foarte, foarte multe domenii care pot fi înglobate într-o singură activitate prin care fiecare dintre noi să învețe alături de prieteni și colegi și să se dezvolte foarte frumos pe perioadă lungă. Am înțeles. Văd aici doi roboței. Ați venit voi cu ei sau i-au construit cei mici? Ați demonstrat voi aici ceva? Da. Practic, în a doua zi a atelierului, prima zi a fost să introducem puțin în tainele roboticii, să le explicăm puțin despre cum stă treaba, despre ce e vorba în acest atelier. Iar azi, care e a doua zi a atelierului, le-am dat toate piesele necesare și am lăsat să construiască un robot de la zero și după să-l programeze. Acum roboții sunt complet funcționali, iar în seara asta vor avea o competiție, o cursă între ei și vor vedea care scoate cel mai bun timp pe un traseu cu obstacole. Văd că am un laptop. La ce folosiți în această echipă? Păi, momentan pe acest laptop facem CAD, adică 3D, și lucrăm în OnShape, un program browser oferit gratuit pentru elevii din First Tech Challenge, competiția la care noi participăm. Și în acest moment lucrez la următoarea iterație a unui șasiu. Fiind în off-season, noi ne pregătim pentru începutul sezonului, unde trebuie să avem câteva șasie cu care să participăm. Ok. Și din câte am înțeles, tu ești cel care programează? Da. În ce software lucrați? Programul în care noi le-am arătat celor mai mici și mai mari curioși să programeze se numește Android Studio. Se numește așa pentru că pe tot ce lucrăm noi au ca sistem de operare Android și de aceea se numește Android Studio, iar limbajul de programare este Java. Foarte frumos. În stânga mea văd și aud acea imprimantă mergând. Ce se întâmplă acolo? Ce lucrează? Ce face? Dacă te uiți mai atent, o să vezi că este AUL de la sigla Atlanticronului, pentru că ne dorim să ne exprimăm și noi recunoștința pentru faptul că am fost invitați la acest proiect de suflet și vrem să le oferim organizatorilor un dar simbolic din partea echipei, plus că mi se pare de bun simț să contribuim și noi cu ceva la dinamica asta și la atmosfera per total care este superbă pe insulă. Vă mulțumesc High Five Robotics pentru acest interviu. High Five! High Five! High Five!